O femeie de 49 de ani a fost scoasă din apele înghețate ale Oltului de către un scafandru. Un pescar a fost cel care a văzut-o pe femeie cum înainta pe gheață, depărtându-se de mal în zona barajului Râmnicu-Vâlcea Nord. În cursul zilei de ieri, la ora 17:07, am fost solicitat pentru scoaterea unei femei de 49 de ani din Olt. Aceasta se afla undeva la 10 metri față de mal, la barajul din nord din Râmnicu-Vâlcea. Pentru a se interveni în sprijinul acesteia, s-au deplasat la fața locului echipaje de scafandri, precum și cele de zmurd și cele cu barca pneumatică, pentru a putea fi mai eficient. Colegul meu, Nae Marian, a sărit fiind echipat în costum de scafandru și a dus persoana la mal. Ca să poată să urce pe malul foarte abrupt, a fost nevoie de sprijinul unui alt coleg scafandru, Rareș Petria, care cu ajutorul unei cordițe și ceilalți colegi care se aflau în partea de sus a Oltului au reușit să scoată persoana la ambulanță. Colegii de la Zmurd i-au dat primul ajutor medical, după care s-au deplasat cu ea la urgență. Câte am înțeles, nu este prima acțiune de salvare pentru un copil. Da, chiar cel care a sărit pentru a salva această femeie a mai sărit în urmă câțiva ani, tot în Olt, însă în altă zonă, la alt baraj. Acolo a salvat o tânără, fiind în timpul lui liber, practic și-a dat hainele jos și a sărit tot în apa înghețată, sloiuri de gheață. Atunci a fost necesar inclusiv o atenție și o acordare de prim ajutor și salvatorului. El a avut atunci o misiune mult mai grea, neavând costumul de scafandru care îl protejează de temperaturile scăzute și fiind o distanță de circa 50 de metri în acea situație față de 10 acum, a fost necesar chiar ca fratele său să sară după el când era aproape de mal, fiindcă nu mai putea să ducă singur victima. Femeia a fost preluată de o ambulanță Zmurd în șoc hipotermic și dusă la spitalul de urgență Râmnicu-Vâlcea. Potrivit medicilor, starea ei este stabilă. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili dacă femeia a căzut accidental în Olt sau avea intenția să se sinucidă.